Bună ziua, da, mulțumesc, bună ziua, bună ziua, fără... Fără e telefon aici. Fără da. Săruteri. Da, fără telefon aici. Fără strângere din mână. Domnule primar general, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această zi. Atât de importantă am în vedere victoria ziua de împăvedă. O zi care, eu aș spus că dacă luăm în ansamblu tot, toate sărbătorile și toate petrecerile și bisericile, și asta este una din cele mai importante zile sărbători umane. Din cauza că noi cu dumneavoastră și urmă dumneavoastră și copiii noștri și nepoții noștri sunt datorită acestui eveniment important care a avut loc. Mă bucură că chiar în anii grei după război, anii, sfârșitul anilor 50, începutul anilor, când orașul Chișinău era distrus, când absolut nu exista niciun sistem de sănătate, eu nu mai vorbesc când ce privește sistemul de sănătate a mamei și copilului, când aveam niște indice extraordinare, n-aveau femeile unde să nască, n-aveau asta ducea o mortalitate o rată din altă. Noi acum avem o mortalitate 10 la 1000 de naștere. Da. 10. În timpul liceului era 180-200. Mortalitatea pe mine așa mai. Și pe mine mă bucură că mă leagă strâns acest lăcaș unde sunteți dumneavoastră acum, din cauza că aici nu era nimica. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mi-ați făcut o cinste și o onoare deosebită. În această zi, repet, această zi importantă pentru umanitatea lumii. Și vă doresc și mai departe succese, realizări frumoase pentru prosperarea populației puțin dumneavoastră. Și vă mulțumesc, doamna academician, foarte mult pentru tot ce ați făcut, pentru tot ce îi faceți. Sunteți o istorie și o legendă lui și vreau să vă doresc multă sănătate în continuare, ani înainte și o să facem, poate vă spun acum, nu știu dacă corect ceva informat, o să facem demersurile acestui dat să-l denumim în cinstea dumneavoastră.